Hai, salut, măi, români! Ce mai faceți voi, producătorilor? Tot genial, tot genial? Da, numai puțin să... Așa, să fie Nike, că e originală, am mulți bani, știi? Așa, să fie în ton cu zi, cu vremurile. Parcă așa purta și Will Smith când a început cariera cu serialul Prințul din Bel-Air. Deci am zis și eu că, uite așa, urmează să mă ia ăștia la Hollywood, dacă îmi pun șapcă și o portaș. 9 mai 2021, primul episod de stand-down comedy de pe 2021. De ce stand-down? Pentru că mereu când fac înregistrările astea eu stau pe scaun. Mi-e frică să am public, că poate mă bat cu calarii când mă iau de ei. Și fac de acasă, din dormitor, ca un fricos laș român adevărat. Și după aia postez pe Facebook, pe YouTube să mă dau șmecher. Da, deci este stand-down comedy, că stau pe scaun, stau jos, nu stau în picioare. Și voiam așa să vă mai aduc aminte că suntem la un an și câteva luni de la începutul pandemiei și cel mai important, în caz că v-a scăpat acest aspect, ce a demonstrat această pandemie sau ce a scos la iveală, dacă nu era suficient de clar înainte de pandemie, este că oamenii sunt o specie foarte proastă. Da, deci prostia din capul majorității a ieșit din nou la iveală, nu că n-ar fi zi de zi foarte, foarte clară și foarte, foarte preponderent expusă, ne împiedicăm și notăm printre proști la fiecare pas. Dar pandemia, bineînțeles, a ajutat să sublinieze acest lucru. Nu e așa? Ați început valuri, turme, cu teoria conspirației, diverse teorii ale conspirațiilor, de pe mapa mond, sunt chipuri în vaccinuri, nu ne vaccinăm că ăștia vor să testeze pe noi și alte aberații. Nu mai zic de ăștia sărași cu duhul, de care cine mă cunoaște cât de cât știe că vă iubesc mult de tot, pe care eu vă iubesc mult de tot, ăștia cu religia, care sunteți cu Dumnezei și cu Iisus și cu astea. Cum e, mă, v-a ajutat rugăciunile? Ați fost la biserică să vă vindecați de corona? N-a mers, nu? Bă, nu știu ce să zic. Poate nu sunteți voi suficient de credincioși. Mai încercați, mai rugați-vă, mai stați în genunchi, pe coși de nucă. Mai biciuiți-vă pe spate, singuri, flagelați-vă. Nu știu, eu cred că greșiți ceva. N-are cum. Dumnezeu ajută pe cine e cu adevărat credincios. Deci nu sunteți, mai încercați. Da, nici nu vreau să continui prea mult cu voi, că deja sunteți o cauză pierdută de milenii. Așa. Și, ca de obicei, inclusiv în minunatul nostru spațiu Carpato-Danubiano-Pontic, mulți de tot, părerologi foarte, foarte buni și pricepuți absolut pe orice, politică, medicină și așa mai departe. Nu faceți aia că știu eu, că am auzit eu, că am citit eu, mai bine bei aia, mai bine iei usturoi, mai bine îți dai cu raha pe la nas. Nu știu dacă, datorită stilului dumneavoastră de viață și fiecare pe unde se învârte și ce face și preocupări are zilnic, dar și ce awareness, că vă place și cu englezimele, ce awareness, auzi, ce awareness aveți voi în diverse domenii, dar avem o pandemie de asemenea, de cel puțin un an de zile încoace, de foarte pricepuți pe a face bani. Pentru că acum, na, se mediatizează la greu, de exemplu, bogătani și băieți deștepți ca Elon Musk, care lansează rachete în spațiu și vor să facă să zboare, să dreagă, au mașini electrice, camioane, rachete, brichete și așa mai departe. Și toată lumea visează acum că se pricepe la a face tranzacții pe bursă, cu acțiuni, cu nebunii, toți visează să se îmbogățească. A explodat și chestia asta cu criptomonedele, iarăși toți proștii visează că se vor îmbogăți. Nu că nu se poate, nu că n-au făcut-o unii deja, dar din nou românașul, românache obosit, nu înțelege că treburile sunt complexe de obicei, că trebuie să înțelegi multe și de obicei ca să faci mulți bani în viață, ghiși ce, trebuie să începi cu destui bani. Adică de la a sta la garsonieră cu chirie și avea mașină second hand diesel de pe Germania, și a lucra salahor, sclav, angajat,
să devii magnat nu se întâmplă peste noapte. Problema nu e că oamenii încearcă. Este foarte bine să încercați absolut orice. În viață, sunt de acord cu principiul ăsta, în viață decât să regreți ce n-ai făcut, mai bine regreți ce ai făcut. Deci încercați să faceți ce vreți voi. Sigur, în principiu ar trebui limita bunului simț, adică a ceea ce ar însemna de bun simț libertate. Adică să faci orice vrei tu, dar fără să deranjezi sau să faci rău celor din jur. Deci dacă reușiți să urmăriți și chestia asta, să vă încadrați în ea, e destul de cool. Adică, bravo! Bă, încercați în rest să faceți ce vreți voi, să, nu știu, investiți în ce vreți voi, să încercați ce afacere vreți voi și așa mai departe. Problema este că sunt ăia care dau din gură. Ăia cu atitudinea aia arogantă de bă, știu eu. Hai, poți explic eu cum să facem. Păi da, eu m-am băgat, mă, și pe bursă, și pe acțiuni, și pe cripto, pe astea, păi eu fac, visez, fac. Dar el în continuare, repet, stă cu chirie în garsonieră, are mașină second hand diesel, dacă o are și pe aia, semi-rupt în curaj, adică supraviețuiește, nu s-a îmbogățit, știi? Dar dă din gură. El știe și cu asta, ce trebuie să cumperi, ce trebuie să faci, de ce-ți mai ai mașină nouă pe benzină, motorină azi, viitorul sunt electricele, bă, nebunule, ești în România, mâncați-aia și papanașul tău. Ia-ți tu, bă, mâncați-aia și mașină electrică în România azi, că o să o ai să o încarci oriunde pe teritoriul României. Bine, acum, dacă tu ești unul care stă doar în oraș și se plimbă între piață, bloc și munirii, nu știu, poate te descurci cu o mașină electrică. Dar dacă ești un om cu orizont un pic mai larg și îți place să călătorești măcar prin țara ta, care e foarte frumoasă, România, poporul e rău de tot de căcat, dar țara geografică, spațiul geografic natural e foarte frumoasă. Și dacă vrei să te plimbi și te mai plimbi și iarna, să mor tu că e ok cu mașina electrică. Dar abia aștept să vă văd, să vă mulțiți ăștia cu mașini electrice, să vă văd iarna, cum mergeți la nu știu ce pensiune în vârf de munte unde o să o încărcați de la bec. Și sigur nu o să aveți probleme. Mai ales că, repet, tot ce se întâmplă în mașina electrică este electric. Încălzirea electrică și aia parte. Nu mai se încălzește motorul de la exploziile benzinei sau motorinii și îți bagă și ție căldură în mașină pe drum. Nu. Aia, dacă nu mai trece niște curent prin niște rezistențe ca să încălzească aerul și aia mai departe să-ți bagă ție cald, nu face cald iarna. Da. Și consumă bateria și mai repede. Da. Plus că orice om care are doi neuroni și n-a chiulit chiar de la toate orele de fizică și chimie în școala generală, își aduce aminte că, datorită chimiei dintr-o baterie, temperatura scăzută nu ajută. Scade. Scade capacitatea ei, scade durata de funcționare. Da. Deci, după cum spuneam, asta este problema numărul 1 în România. Românii sunt, în primul rând, leneși, hoți. Dar părerologi au o părere în orice, să pricep la orice, deși n-au școală, n-au cursuri, n-au educație, n-au cultură, ei sunt aroganți și sunt șmecheri și se pricep la absolut orice, inclusiv COVID, inclusiv medicină, inclusiv de ce e bine sau nu să faci un vaccin, inclusiv teoria conspirațiilor. Nici nu știu cum dracu de suntem noi atât de înapoiați pe planeta asta ca popor când suntem atât de geniali. Cred că ceva aici, sunt ăștia la zrăi, ne țin străinii blocați, intenționat să nu ajungem cea mai mare putere de pe mapa mond. Da. Și vezi asta peste tot. De exemplu, este o adevărată comedie umană, când mă uit în jurul meu în sălile de fitness și o să ziceți ce dracul a apucat păstui, ca să zică de sălile de fitness. Nu e ceva deosebit cu sălile de fitness, dar fiind un loc pe care eu îl frecventez în mod constant, săptămânal, fără excepție, de 18 ani de zile, pentru că mi se pare important să faci sport și să te ții de mișcare ca să ai grijă de corpul tău așa cum trebuie să ai grijă și de creierul tău, acele proverbe celebru cu o minte sănătos într-un corp sănătos și viceversa, băi, acolo e fain, pentru că în sala de fitness vezi absolut tot felul de oameni. De la săraci, la bogați, de la mai proști, la deștepți, de la mai educați, la mai needucați și așa mai departe. Și și acolo e un loc în care ai timp, într-un spațiu relativ mic și închis, să privești varietatea societății. Da? Tot felul de tipare, de oameni, de structuri, de caractere. Și stai seama că la fel sunt și în restul ocupațiilor din societate. Vin cupluri,
De exemplu, la sală, el ia. Deci, femeie, bărbat, mă rog, nu vreau acum, că da, 2021, trebuie să fim cu homosexualitatea, cu drepturile tuturor. Deci am zis cupluri, poate să fie orice fel de cuplu, n-am nimic cu nimeni, da, doi bărbați, două femei, trei puli. Nu mă interesează cum să combine între ei. De ce cuplu? Dar, mă scuzați, eu am văzut mai mult de-astea clasice, cu un bărbat și o femeie. Știi, bărbatul cu pula, femeia cu pizda. Nu și le schimbaseră între ei, nu și adăugaseră ceva. Deci era un bărbat clasic, o femeie clasică. Împreună, aparent și într-o relație amoroasă și așa mai departe. El arată cel puțin mediocru. Adică să nu credeți că se vede că face sport, că ține o dietă, că are o viață sănătoasă. Nu, e cu burtică, e cu pumerii lăsați, e... Nu, deci nu arată ca un sportiv definit, mușchi, chestii, nebunii. Nu. Și el o învață pe ea. Știi? Asta e și unul din scenariile mele preferate în sălile de fitness. El o învață pe ea și explică pe acolo, pe la aparate, cum să stea, cum să facă, cu astea. Unii au și un aer de ăsta cu, a, băi, ești proastă, păi, vino, mă, să-ți explic eu, băi, de câte ori ți-ai să vii la sală cu mine, că eu merg cu băieți, mai înțeles. Deci el în continuare arată ca ultimul retardat, dar o învață pe ea din prostia aia puțină a lui, nu, de fapt prostia lui mare și puține lui cunoștințe reale, o învață pe ea cum să facă și ește leșin de râs. Câteodată e chiar periculos, pentru că unii execută niște exerciții foarte greșit și în timp își pot accidenta diverse părți ale corpului. Dar asta e, nu poți să deștepți pe toată lumea, nu te bași în seamă cu oamenii, să te dai deștept ca să fii luat de arogant, te uiți la ei și râzi în tine. Este tristă toată situația, adică nu prea e de râs, că nu e ok ce se întâmplă. Deloc nu dovedim că am evoluat intelectual ca specie, dar în fine, ăia se vor comporta pe același stil și în alte aspecte ale vieților în societate și din nou fac parte din turmea de proști. Ce să zic? Să vă mai povestesc de la sală? Sunt ăia care splindă teroriți. Ce a făcut, frate? Ia uite-mă cum sunt! Și au atitudinea asta de gibon scăpat de la zoo, care n-a mai văzut libertate de 6 luni, vrea să rupă totul pe acolo, e gălăgios. Asta e... Mă rog, nu neapărat că sunt automat pe steroizi ăștia, dar atitudinea, știi? Mamă, ce mare, ce fac eu în doi toate fiarele, dați-vă, bă, că stau la aia mea, lăsați toate fiarele să vină la mine! Da. Iarăși, sunt cei care vin acolo și parcă au greșit locul. Nu mă înțelegeți greșit, e foarte ok să te gândești, bă, hai să mă apuc și eu, dracu, să fac un sport, să mă mișc, să fac o mișcare fizică, că mă ajută la sănătate și să-mi mențin organismul sănătos. Foarte ok. Poți să fii super gras, poți să fii super slab, poți să fii vai de mama ta și te-ai gândit, bă, da, azi eu vin la sală. Mă duc la o sală de fitness să încerc să fac niște exerciții. Foarte ok, bravo, bravo. Bă, da, dacă tot frecați internetul în ziua de azi cu toate căcaturile și mizerile și nenorocirile și vă încărcați capul cu toate lucrurile nefolositoare din lumea asta, bă, nu vrei să pui mâna să citești un pic despre ce înseamnă exerciții, despre ce înseamnă fitness, despre ce înseamnă sportul ăsta, ce înseamnă lucru cu greutăți, ce să eviți, ce să faci mai întâi la început când ești începător, cum să abordezi exercițiile când ești la început, că nu poți să te rupi în două, poți să greșești grav și să-ți bușești încheieturi, ligamente, tendoane, coloana, rupturi musculare, nenorociri, deci chiar poți să te nenorociri destul de nasol fiind dobitoc și trăgând aiurea, împingând aiurea greutăți și pârghii și bare pe acolo. Nu? Nu. Păi și vezi până sală de sunt săraci, nu știu ce e cu ei acolo. Deci nu știu. Și repet, e foarte ok că ați venit. Bă, dar nu pot să cred că sunteți niște retardați. Adică intelectual, eu sunt convins că majoritatea sunteți destul de capabili. De ce că nu puneți mâna să citiți un pic? Că sunt convins că foarte mulți, dacă v-ați spune, nu, veniți și băgați-vă cu bani la un antrenor profesionist. O să ziceți, păi tata, stai puțin că nu-mi permit așa, sau stai așa că... Na, ok, păi, dar asta și zic, nu te pun la cheltuieli, nu fac reclamă la săli, nu fac reclamă la antrenori, nu vă pun să dați bani. Vino pe picioarele tale și fă tu cu capul tău, dar citește, tati, că azi totul e pe net. Toată informația e pe net, degeaba. Știți când se zicea că problema omenirii că sunt proști e lipsa accesului la informație? Nu era asta. Că în 2021, bine, asta cu 2021 e o cateringă acum, că de 20 de ani avem internet. Cel puțin în România, după Revoluție, a explodat. Suntem în top 10 în lume, la cel mai tare internet în lume. Deci acces la informație, 100 la mii avem. Bine, cred că majoritatea când porniți YouTube-ul vă apar manelele. Că asta aveți în cap și asta sunteți, la nivelul. Păi da, dacă te uiți la manele și pe YouTube, nu o să știi nici de exerciții de fitness, nici de medicină, nici de fizică, nici de chimie, nici de cum funcționează un motor electric, baterii, mașini electrice și așa mai departe. Dacă rămâneți doar la manele, nu prea.
tinca taninina, tinca taninina. Da, asta e. Ce mai vezi la sală? Curve, multe curve, da? Femeile alea care vin pe jumătate dezbrăcate, unele arată foarte bine, adică să arăți bine fizic, bravo ție, dar să arăți bine fizic și să ai aerul și atitudinea de curvă, de panoramă, nu te ajută. Ca femeie poți să fii foarte sexy și doamnă. Efectiv să nu dai impresia că ești o panoramă care sară din pulă în pulă sau după interes financiar. Chiar dacă ești. Unele sunt deștepte. Există și curve deștepte care vrăjesc și pe cei mai deștepți bărbați. Că ele sunt și mai deștepte decât aia. Și vrăjesc și cu sexul și cu vorba și cu cunoștințele ei. Pentru că sunt curve ca atitudine, dar deștepte. Sau mai bine zis, sunt curve pe interior. Atitudinea este foarte bine jucată la exterior. Stați puține, dar stați liniștiți. Majoritatea dintre panorame proaste. Ca și bărbați. Da? Să nu credeți că sunt misogin. Deloc. Susțin femeile 200%. Să fim egali în toate. Lăsați orice om de pe planeta asta, indiferent de sex, rasă, religie, etnie, specie, inclinație de orice fel, să încerce să facă absolut orice vrea el. Și cine e bun la treaba o să reușească, cine nu. Deci nu există, ești în felul ăla, pari colorat, pari tatuat, pari cu șapcă, n-ai șapcă așa, o ai așa, așa, nu te lăsăm. Nu, lasă să facă ce vrea el. Să dovedească prin fapte că e bun sau nu. Nu există limite după, mă rog, asta, că apropo de rasism și nebunii ce a mai fost și până America, bă, pe bune, 2021 și încă ne mai stresăm cu rasismul și cu astea. Bine, ne stresăm pentru că oamenii sunt handicapați în continuare, dar eu sunt absolut scârbit și sictirit de cât de handicapați suntem în continuare. Bă, deci nu se poate, mă. Cum ați rămas borțoase, cum v-ați căsătorit, de parcă mare șmecherie ce ați făcut, vă n-a mai făcut-o nimeni în viața asta, ați postat pe Facebook. Eu aștept să apară frate și postări pe Facebook și pe YouTube când nașteți acolo, să fie ăla cu telefonul în placentă, mă. Ha, ia uite, a ieșit capul un pic, câta dilatație are, hai să postăm, să vadă lumea. Da. Atâta puteți, 2021, 9 mai, vă repet, mergeți dracu și vaccinați-vă. Nu mai ieșiți ca proștii la toate panoramele, măcar dacă ar fi murit ăia care meritau să moară și nu o grămadă de nevinovați în continuare cum să moare pe capete, de exemplu, acum în India. Da, urât. Urât, urât, pentru că și în 2021, așa cum numărăm noi ca niște handicapați, 2021 de elipsoide ale planetei noastre în jurul stelei, de la... un eveniment istoric bășit și inventat, tot există această discrepanță mare pe planetă între unii foarte, foarte bogați și unii care mor de foame. Păi atâta timp cât avem această situație, avem războaie, avem tot felul de vrăjeli doar din cauza intereselor unora, nu vă supărați, suntem o specie foarte înapoiată, mă mir că mai respirăm și în ziua de azi. Apropo de respirație, aveți grijă la saturație. Țineți departe de COVID și mai aproape de cultură. Hai, Sictir!